Domnule președinte, stimați colegi, vorbim astăzi despre o lege benefică necesară pentru două localități din Delta Dunării, despre comunități greu încercate de-a lungul timpului de inundații, de perioade de izolare absolută, două localități în care oamenii au învățat să trăiască cu ineditul și farmecul Deltei, dar și cu apele care le-au distrus în multe rânduri gospodăriile și locuințele, dar nu și amintirile. Astăzi avem posibilitatea să facem dreptate pentru comunitățile din localitățile Crișan și Gorgova, comuna Maliuc. Nu doresc să răpesc prea mult timp, dar consider că suntem datori să privim retrospectiv și să ne amintim de faptul că Delta Dunării a trecut cu sacrificii imense de inundațiile din 70 și 1974, au fost apoi sprijinite prin Programul Național să construiască platforme îndiguite pentru strămutarea populației afectate. Aceste platforme au fost construite în intravilanul localităților pentru asigurarea de loturi de individuale necesare construcției de locuințe, în special pentru locuitorii afectați de inundații. Prin decizii succesive după aceea ale Consiliului Popular Județean Tulcea și Ordinea Ministerului Agriculturii, platformele au fost trecute la apele române. Programul Național de Protecție de Inundații a hotărât după 1992 să se construiască diguri de apărare perimetrale zonelor intravilane, iar platformele construite după inundațiile din 70-74 au fost introduse prin Planul Urbanistic General în incinta localităților Gorgova și Crișan, pentru că ele nu mai corespundeau scopurilor pentru care au fost create. La acest moment, intravilanul acestor localități nu mai poate fi extins din cauza îndigurilor perimetrale, dar și datorită faptului că structura terenurilor limitrofe, reprezentate prin bălți, tufărișuri, luciu de apă, aparțin rezervației biosfere Delta Dunării. Toate studiile din teren demonstrează faptul că aceste platforme pot contribui cu succes la îmbunătățirea considerabilă a infrastructurii de turism, principala alternativă la activitățile tradiționale care asigurau locuri de muncă pentru localnici, și mă refer la pescuitul profesionist care trece printr-o criză ca urmare a exploatării excesive. Vorbim de asemenea despre sprijinul real și speranța pe care o putem oferi tinerilor familii prin acordarea de loturi pentru construirea de case sau chiar pentru pensiuni agroturistice. La fel de importante sunt și proiectele finanțate prin Programul de Investiții Teritoriale, ITI, acel instrument financiar introdus de Comisia Europeană pentru a stimula dezvoltarea teritorială prin intermediul căreia administrațiile locale pot dezvolta centre locale pentru activități tradiționale. În final, doresc să felicit inițiatorul acestui proiect, domnul fost senator Trifon Belacurencu, născut în Delta Dunării, cunoscător al potențialului, dar și al problemelor Deltei, care nu a avut timp suficient pentru a-și vedea inițiativa transformată în lege. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru interesul și celeritatea de care ați dat dovadă și care a făcut ca un proiect de interes local, cu toate amendamentele asumate de mine, care trenează de mai bine de 3 ani, să prindă contură în ultimele 6 luni și să primească votul dumneavoastră în dezbaterile din comisiile de specialitate și avizul Guvernului. Vă rog să votați acest proiect de lege și vă mulțumesc anticipat pentru acest lucru numele localnicilor din spațiul deltaic, pentru că astăzi votați pentru Delta Dunării, unică, neprețuită, locuită de oameni care merită acest efort din partea noastră. Domnul Bichineț, grupul PMP, vă rog. Stimați colegi, domnule președinte, vedeți cum trecem unii pe lângă alții, practic uneori nici nu ne cunoaștem. Cel care a vorbit înaintea mea a fost guvernatorul Deltei Dunării, o perioadă foarte lungă de timp. Din punctul meu de vedere, cel mai bun guvernator pe care l-a avut Delta Dunăre. De asta l-a și dat afară. Și mă bucur că a venit aici să susțină un proiect de lege pe care și PMP-ul îl va vota fără rezerve, care face dreptate în două localități emblematice din Delta Dunării, Crișan și Maliuc. Când eram studenți, când eram mai tineri, acum mergem cu plăcere vara în Delta Dunării, dar cei care trăiesc acolo nu o duc pe roze, datorită inundațiilor, datorită faptului că terenul de acolo nu este propice construcțiilor, tinerii și din această cauză pleacă masiv înspre Tulcea, înspre Galați sau oriunde în lume, cum s-a întâmplat ca de altfel peste tot, și se zidesc foarte, foarte rar case. De asemenea, foarte rar pensiuni, care și falimentează de altfel în următorii 2-3 ani după ce sunt construite. Astfel, noi facem un act de dreptate, luând niște teren de la apele române, care cam trebuie să se ocupe cu apele,
S-a mai luat o insulă cu câteva, ați văzut și probleme în țară, nu comentez. Dacă terenul luat este folosit cum se cuvine, e bine. Și cred că acest forul legislativ al țării ar trebui să mai reglementeze ceva. Ca cei care trăiesc acolo cu greu în Delta Dunării, în singurătate, să poată pescui în mod rațional și pe tot parcursul anului. Știți că în luna septembrie a fost aprobat ca fiecare pescar să prindă câte 3 kg de caras. Cum poate trăi și în octombrie, o zi da, una nu? Cum poate să trăiască o familie de acolo? Mai ales că și gura lor trebuie să mănânce ceva, cum se spune. Deci închei, domnule președinte, prin a spune că PMP o susține astfel de proiecte de lege, indiferent de unde vin, fără rezerve, și dacă puteți, puneți-l înapoi, guvernator, pe cel care a vorbit, că acum este un aventurier de la Vama Veche. Mulțumesc!